Se dau în continuare amenzi pentru încălcarea ordonanțelor militare. Forțele de ordine au continuat desfășurarea de activități în sistem integrat, fiind formate echipaje mixte alcătuite din polițiști, jandarmi, polițiști locali și militari, scopul fiind impunerea normelor legale instituite pe perioada stării de urgență. Astfel, ieri autoritățile au verificat modul de respectare a măsurilor și interdicțiilor impuse prin ordonanțele militare în cazul a peste 580 de persoane, fiind totodată controlate aproximativ 90 de societăți comerciale. Pentru abaterile constatate cu privire la măsurile dispuse prin ordonanțele militare, dar și pentru alte fapte comise în acest context, forțele de ordine au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 23.000 de lei.